Suntem la FIAR 2015, alături de noi unul dintre prietenii noștri deja, participant tradițional, domnul Radu Mustățea, de această dată însă în premieră, în calitate de managing partner al Dauna Expert. Bine ați venit! Bine v-am găsit, vă salut pe toți, mă bucur să vă revăd în acest oraș minunat și în acest format minunat. În primul rând, FIAR face 18 ediții, așa că vă urăm la majorat foarte multe, foarte multe și de acum încolo. Suntem majori, de acum ne luăm permis, putem să conducem. Și dumneavoastră ne explicați puțin cum e cu Dauna Expert, la ce ne ajută. Ne bucurăm că astăzi am putut prilejui lansarea acestui serviciu. Vă rugăm să ne explicați puțin despre ce e vorba. Da, încerc să vă explic și să vă și exemplific, dar să găsim ecranul. Este vorba de un serviciu pe care îl acordăm clienților noștri în cazul în care aceștia au daune. Serviciul constă în asistență pe întreg parcursul unei dosar de daună, din momentul inițierii unui accident, fără vina nimănui, bineînțeles, până în momentul recuperării daunei de la asiguratorul de RCA pentru cel păgubit sau asiguratorul casco pentru asigurații casco. Este vorba de o aplicație care se instalează pe telefonul mobil prin scanarea acestui QR code, care va fi distribuit de către rețelele de brokeri, o aplicație care e instalată pe telefon, în momentul accidentului îți spune ce să faci. Adică, îți deschide un ecran în care îți deschizi practic un dosar de daună care te ghidează pe parcursul întregii acestei parcurgeri de aplicație, în privința tuturor pașilor necesari pentru întocmirea unui dosar de daună de RCA sau de casco. Adică facem o aplicație între două mașini, ne spune la vehiculul A ce avem de făcut, la vehiculul B ce avem de făcut, după care ne și localizează, facem fotografii la mașini, la talon, la permisul de conducere, în sfârșit la toate cele care sunt necesare deschiderii dosarului de daună. Parcursul acestei aplicații nu încestă mai mult de 10 minute. Știm că în condiții de stres, de accident, nu este așa de ușor, dar poate să scutească foarte mult timp și foarte multe drumuri după aceea, aceste 10 minute, pentru a recupera, prin niște profesioniști, o despăgubire a unui dosar de daună. Bun, așadar, pentru cine dorește un card cu acest QR code ca să-și instaleze aplicația, ce ar trebui să facă? Să se adreseze brokerului său. Sau acest broker, în momentul în care se duce la reînnoirea poliției, să spunem, sau cu o problemă, să-i recomande să-i ofere și acest card. Corect, așa este. Acest nu este un card, de fapt. Este un document care conține informațiile necesare descărcării aplicației, ori un QR code, ori un link. Acolo se găsește aplicația, ea se activează cu un cod în momentul în care aplicația este împreună cu asigurare, casco sau RCA, este distribuită de către agentul brokerului. Clientul, în momentul în care își renoiește polița sau își cumpără o poliță de asigurare nouă, își solicită și această aplicație, brokerul o pune la dispoziție. Este gratuită? Necesită vreun cost suplimentar? Este un cost de descărcare a aplicației, dar costul nu este foarte mare, este chiar modic, adică este 25 de lei pe un an de zile sau 15 lei pentru 6 luni. Deci e ca un fel de abonament la serviciul de asistență rutieră. Da, nu e chiar asistență rutieră, este mult mai mult decât asistență rutieră. Asistența rutieră îți face o depanare și atâta. Noi oferim, în caz de accident, celui care are aplicația, o tractare, acolo unde dorește să-și adăpostească mașina, și asistență pe întreaga perioadă a dosarului de daună, inclusiv până la reparația mașinii pentru păgubit sau recuperarea banilor. Presupun că în acest moment nu orice broker le poate oferi această facilitate. Aveți o serie de parteneri pentru acest proiect? Orice broker care dorește va putea să distribuie această aplicație, însă va trebui să îndeplinească niște condiții legate de faptul că trebuie să fie conectați la o platformă de emitere, pentru că ea se emite electronic și atunci trebuie să fie conectat la una dintre platformele de emitere online, și sigur să avem un parteneriat încheiat cu ei. În acest moment, ea fiind lansată astăzi, practic noi aici suntem ca să facem parteneriate cu toată lumea care este interesată. Dacă faceți parteneriate cu toți brokerii reprezentați la eveniment, deja mare parte din piață e deja acoperită. În ceea ce privește serviciul de asistență rutieră, care e o componentă cu siguranță importantă pentru cei care și-ar dori această aplicație, cu cine aveți parteneriat? Parteneriatul pentru serviciile care sunt legate de daună, adică constatări, reprezentări, tractări și așa mai departe, sunt asigurate de firma Păvălaș cu Management Consulting.
O firmă care este, după cum știm, bine recunoscută în piața de asigurări pe serviciile de acest gen. Astăzi am asistat la momentul de lansare al acestei aplicații. Care sunt planurile, să zicem, până la finalul anului? Cam cum vedeți evoluând acest proiect? Noi ne așteptăm ca lumea să-l primească, consumatorul de asigurare să-l primească bine. Știm și suntem convinși din experiența care am avut-o de peste 20 de ani în piața de asigurări din România, știm cât de greu se descurcă un consumator neavizat în legat de daune, un consumator de asigurare neavizat la daune, adică care nu are foarte multe daune. O daună se întâmplă la câțiva ani de zile, 6, 7, bine, unii le-au mai des, alții mai puțin, dar nu este ușor, te trece printr-un stres. Și atunci credem că este un lucru binevenit să aibă un guideline la locul evenimentului. Pe de altă parte, prin faptul că se fac fotografii la locul evenimentului, se încriptează GPS, se trece pe fotografie data și ora și ele nu se mai pot modifica după aceea, toate aceste informații ajung la asigurători care le pot folosi pentru constituirea dosarului propriu de daună, care le va da exact data, ora, locația exactă a accidentului. Deci putem spune că dă o mână de ajutor și în combaterea fraude. Absolut, în combaterea fraude, ba mai mult decât atâta, avem primul, am omis să vă arăt, primul ecran ne spune că dacă sunt victime trebuie sunat la 112. Este primul telefon care se dă. Și după aceea din nou se revine la noi și colectăm informația primară legată de victime și o vom libra imediat asigurătorii, astfel încât asigurătorii, dacă doresc, să poată să intre în contact imediat cu cei care au avut de suferit de pe urma accidentelor auto, unde ei sunt asigurătorii de RCA. O ultimă întrebare mai am legată de publicul pe care l-ați targetat pentru această aplicație. Un prim criteriu, ca să spun așa, este să fii utilizator de smartphone, evident. Alte criterii care ar fi pentru publicul vizat? În primul rând ne gândim că cei care îl vor primi cel mai bine sunt consumatorii de asigurare, obligați în a avea asigurare, dar nefamiliarizați cum sunt persoanele fizice, în special doamnele, care, mă rog, ele sunt mai puțin familiarizate, nu neapărat cu tehnica, ci cu mașinile. Și atunci ar fi... Doar mai puține daune de asta. Foarte bine, e foarte bine pentru toată lumea, dar în momentul în care au să aibă un suport, în afară de un telefon care poate să-l dea știu eu cui, să o aibă suportul, să aibă suportul la dispoziție pe propriul telefon. Și cam aceștia sunt cei la care ne adresăm, deci persoanele fizice, retail-ul, pentru că ceilalți sunt avizați, adică companiile care au foarte multe mașini, parcuri, auto, leasing și așa mai departe, au administratori de parc, iar ei știu ce să facă. Vă mulțumim mult, noi vă urăm mult succes, așteptăm și noi cu interes să vedem cum se dezvoltă acest proiect, care cu siguranță e bine ancorat în noile tendințe tehnologice ale lumii noastre. Da, mulțumesc. Dacă vreți să-l testați, există posibilitatea, vă luați unul din documentele care noi le-am pus pe aici și vă descărcați aplicația și o testați. Mulțumesc.